În cea mai mare parte a Europei, cerul va avea înorări persistente și vor fi ploi, lapoviță sau ninsoare. Vântul va avea intensificări în Regatul Unit și Irlanda, Franța, Germania, Austria, sudul și estul continentului. Temperaturile nu se vor modifica față de ziua trecută. În zonele mai joase de relief, dimineața este posibil să se formeze ceață. La noapte, în țara noastră, cerul va fi noros și temporar va ploa, iar în Carpații meridionali, la altitudini mari, vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă și va fi viscol. În munții Banatului și în Carpații meridionali va ploa și se vor acumula cantități mari de apă. Local și temporar vor fi intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 9 grade. Mâine, în România, vremea va fi închisă și va ploa. La munte, la altitudini mari, va fi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi între 5 și 17 grade. În capitală, mâine, vremea va fi închisă și temporar va mai ploa slab. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 14 grade. Poi mâine, vremea va fi în continuare închisă și temporar va ploa, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 12 grade. Joi, cerul va fi mai mult noros și va ploa temporar în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 10 grade, iar cea minimă de 3. La munte, cerul va fi noros și va ploa. La altitudini mari, va fi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice se vor menține peste cele obișnuite în această perioadă. În Timișoara, mâine, vor fi 15 grade și vremea va fi închisă. Poi mâine va ploa și valoarea termică va scădea de până la 12 grade. Joi, temperatura va fi de 11. În Iași, mâine și poi mâine va ploa. Temperaturile vor fi de 7 și respectiv 6 grade. Joi, cerul va fi înnorat și vor fi 7 grade. La Cluj, mâine va ploa și vor fi 12 grade. Poi mâine și joi vor fi 11. În Republica Moldova va ploa. La Bălți, vremea va fi închisă și maxima va fi de 5 grade. La Chișinău, temperatura va fi de 8 grade și la Cahul de 9.